Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Vine pe bandă. Și-a plecat banda. Doamne ajută. Nu știu ce să începe, pe bune, nu, habar n-am ce începe. Dacă începe galben, nu știu dacă e bine, dacă începe cu roz, iarăși, nu știu dacă e... Habar n-am. Vom vedea ce o fi, o fi. Lăsăm banda să ne surprindă. Da. Orice ar fi, ei sunt unul la zero, băieți. Da. Da. Orice ar fi numai Orlando. Dar Orlando a avut un farfurie oribil azi. Zici că era mâncată. Da, zici că era a doua oară pus în farfurie. Și eu sunt încrezătoare, dar până nu vezi farfuriile... Galben! Galben! Bine! Doamne ajută! Stați calm, că ați văzut și ieri. Hai să o luăm calm. Problema farfurii nu e a noastră, dar mai avem încă 10. Dar nu poate azi, doamne. Era ok farfuria, era bună. Deci, în opinia mea, verde n-ar trebui să ia nicio farfurie azi. Dar dacă nu văd că intră farfurie roz, iar eu în trazier mor. Acum am vine. Galben! Parcă prea frumos începe. E ceva dubios aici. Nu este un punctaj prost să încep cu 2-0. E un super punctaj. Da, am un deja vorbit. Dar dulcele alea era grețos, tare. Da. Dulcele nu... Avem o papa. Grețos. Am început să am un pic așa de coșmar la mine în cap, cu gândul că dacă sunt toate galbene, o să fim rușinea lumii. Am cum verde să tragi niște aia de piept. Să putem să prindem alifioare. Hai, mă, verde, hai. Îi place să ne ținăm suspans. Acum vine roz. Nu cred. Nu cred. Cum e posibil? Chiar nu înțeleg ce-am făcut, nu înțeleg. Este prima dată când intră 3 galbene. Ei, deja o lecuță că am început să fiu stresată. Oare așa bătălie să ne fi dat? Dacă tot am început așa, zic să le luăm pe toate. Băi, ce ai? Normal, deja te duci în domeniul științifico-fantastic să luăm toate, să luăm toate galbenii. În capul meu așa veneau lucrurile. Nu-i posibil. Pentru ce iar galben? Pentru o bucată de somon acolo și o prăjitură care, da, era gustoasă, dar avea gust de prea multă pastilă, spirulină, era ceva verdeață acolo, și un orez. Așa de multe are galben să-i bage trei una după alta. Tipul. Simt că mi se desparte stomacul cum a despărțit Moise mare. Mamă, cum îmi bate inima. Băi, da, greu mai vin fratele meu. Yes! Doamne, mulțumim! Al meu nu înseamnă zero. La ce farfurie frumoasă am făcut astăzi, chiar nu merită să avem doar una. Băi, dar nu putem să o luăm la zero. Și vedeam pe șef că nici măcar nu mai stă lângă noi. Când nu-ți intră nicio farfurie în primele patru, e exact cum nu îmi doream, dar eram oarecum resemnat și mă așteptam. Tu dai seama acum, faci în 3-1 și ia Orlando. N-are cum. Orlando maxim o farfurie acolo. Azi chiar nu este campionat, jucăm noi. Noi cu voi. Așa am crezut și ieri. Hai mă, măcar una verde, că să-mi vezi și mie vibe-ul, că mai e rău aici. Hai mă, galben acum, mă, să mă mai... Ce simți? Sincer, mai bine tac. Simt de toate prinăuntru, dar nu mai zic nimic. Hai mă, galben. Doamne, 4 farfurii. Zic, băieți, suntem în aceeași situație de ieri. 4-1-0. Exact. Stați cu minți, cu șir tot. Nu ne mai cântăm, stai să vedem la final ce se întâmplă. Dar nu-i posibil. I-am zis, bă, unde greșim? Ceva se întâmplă cu noi. Cum mai luăm punctajul ăsta? Nu-l mai luăm, nu-l mai...
cine îl mai prinde? Mai pică și cu farfurie lui Orlando, nu mai e șanse. Mamă, nicio farfurie. Noi nu mai apărăm pe piață, noi suntem scoși. Deci mă doare stomacul, se murdă, m-am stomacul rău. Îmi doare stomacul. La revedere, iar intrăm la duel. De intrat intrăm, dar măcar cum intrăm? Cu ce moral? Pregătiți-vă pentru individual în casă. Faceți caiere. Ticătică. Două farfurii mai trebuie. Mă nebunește banda asta. O să iau farfurie azi, cu farfuria de azi. Nu mai știu ce să fac. Ce să facem. Carmine! Ceau, la revedere. Pregătiți-vă de individuale, dragi. Cred că ne le luăm pe toate acum. Bă, tot ce fac aici nu place, nu place. Nu e posibil. Mă simt chiar rău, prost câteodată. Și era o farfurie așa de frumoasă, era și gustoasă. Ce trebuie să fac mai mult? No, mai gata, are 99% șanse să câștige. Exact așa e, frate. Băi, șef matematic, dacă le-a plăcut la 5 din 11, trebuie să-mi mai placă la 1. Una ne mai trebuie. Clar, asta este seara noastră, poate ia și verde, dar nu contează. Dar totuși mă gândesc, băi, matematic nu am câștigat. Acum vreau... verde. Nu văd cum am putea să ne nu revenim. Nu revii, nu mai revii, că el nu a luat nicio farfurie. Bă, dar nu înțeleg, bă, ce Doamne iartă-mă, bă, una așa, una așa, una așa, una așa. Nu e chiar ok, adică ce avem? Avem de asta de facem topul topurilor aici și ne ducem în capul capurilor sau că nu mai înțeleg. Pierd la zero, nu știu cum mai ridic capul din pământ, sunt, mie pur și simplu, mie rușine. Nu, mă, suntem, îi mai lipsește numai o farfuriilor. Trebuie să iasă 5 rozi. Imposibil. Ce, la 99,9% e imposibil. Rămân așa, 0. Așa am zis și eu ieri, e imposibil. La 4-1 e imposibil să mai pierdem. Da, da. Dar la 5-1 e mai diferită treaba. 0,1% este probabilitatea. Oh, Jesus, să dea Domnul. Mai dacă ia Orlando 2 acum. Ia Orlando 2, ai câștigat. Roz. Yes! 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 Hey, adule, adule, hai. Dacă luăm astea 0 farfurii, cred că n-am să mă mai pot uita în ochii lui șef Orlando niciodată. Ce ai, mă? Ce ai făcut? Nu ai cum să nu poți măcar o persoană să o faci să-ți dea o farfurie. Una, două persoane. Ordinea lor, ordinea noastră. E clar. Deci acum mai au 5 farfurii. Eu n-am ce aplaud, dar nu reușesc să aplaud. Dacă nu ajung la 5, la 5... Nu știu, o crescut în noi o speranță, că poate să mai poate. Trăiți cu speranțele astea, eu nu văd nicio speranță. Măcar mai visăm și noi. A, visați. Ce visăm? Richard făcea imposibil, nu mai este imposibil, dar vedeam că își dorea. Tensiune maximă, până la capăt. Dar nu știu de ce, la 5-2, eu, care ar fi trebuit să stau liniștit, eram tensionat. Una galbenă, mă, una galbenă și el trebuie să le ia pe toate el. Nu pot să cred așa ceva cu 2 creveți. Orlando nu mai are. Nu mai are șansa. Chiar dacă intre 4 la el, câștigă. Da, da. Orlando, am ajuns să țin cu tine acum. Chiar îmi doresc să câștigi, să iei tu acum 2 farfurii. Eu am crezut că ai ținut tot timpul cu mine. Azi, în mod special. Da, la vreau să ia 2, normal. Da, bă, 0, deci nebunesc cu eu vreau asta. Bă, 0. Doamne, sunt intri galbenă, sunt intri galbenă, sunt intri galbenă, sunt intri galbenă, sunt intri roz, sunt intri roz, 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 roz. Yes! Este! Eu nu mai... Cunosc că le bagă lor acum. Mi s-a întunecat privirea, zic, mă pun jos puțin că nu mai pot, eram... Nu mai pot să mai mă uit acolo, nu mai pot. Pur și simplu, nu știu de ce, dar n-aveam încredere că o să mai... Păi dacă nu câștigăm nici azi... Spar toată ăla, să mă țineți de aici. Everything's possible, but nothing sure. Crește speranța. Că nu poți să nu crești speranța. Păi, nimeni crezi cu speranța. Nu poate să nu crească speranța. Chiar banda azi să joacă cu nervii mei, să joacă cu inima mea. Tot nu dădeau socotelile. A zis, mă, dacă intră una galbenă, gata, s-au aruncat cărțile, ce să mai... Mai credeți și în miracole, în minuni. Da, mai se întâmplă. Da, se întâmplă minuni, da. Asta înseamnă că ei au zero.
Și eu am mai luat zero, dar nu chiar, bă, frate. Am ajuns acum să-mi doresc, bă, măcar de milă să intre una. E frustrant, e dezamăgitor. Speranța mea era în Orlando, dar în același timp mă gândeam la farfuria lui. E oribilă. Mă, iasă, dacă iasă. Nu iasă, dar dacă iasă. Vai, doamne, mi-e nu iasă, mor. Dar dacă iasă. Este! Yes! Bine, hai. Incredibil, băi, incredibil, băi, frate, așa ceva nu pot să cred. Doamne ferește. Crește speranța. Deja când ajungi la 4 te gândești, hai mă, că îl luăm. Ne iubește Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim bine, vrea să ne vadă cum ne odihnim pe canapea, că merităm după două beturi pierdute. Merităm. Deci n-ai mai exact ca ieri aceeași chestie. Doamne, nu pot să cred așa ceva. Îmi vine să ies din platou, efectiv. Nu pot să am atâta ghinion să nu pot să câștig acest battle. Da, mă, nu există, mă, să nu e o farfurie de... Vreau măcar o singură farfurie la noi ca să pot să ridic ochii din pământ. Dacă nu, pe cuvânt, nici nu știu ce caut eu aici. Una atâta să ne dea și este... Bine crezut. Dar nu vreau să rămân cu inima așa, dacă mă văd la egalitate, explodez. Nu pot să cred. Sunt satură. Că banda se joacă așa cu nervii mei. Și cu ai noștri, și cu ai noștri, și aia parte. Yes! Doamne! Doamne, așa ceva! Nu pot să mă uit la așa ceva. Vai de... Ultima noastră. Vai de nu pot să cred! Meu. Nu pot să cred! Chiar un moment așa de tensiune, de rad le-am trăit în viața mea profesională. Și ultima e noastră. Hai, ultima noastră. 5-5 de la 5-1 m-a omorât și de data asta. M-a luat frică așa de duier, m-a luat dezamăgirea. Simțeam că îmi vine să vomit. Hai da, mamă. Sunt foarte șocat și nu înțeleg ce să mai... Cum pot să mai gătesc? Ce să gătesc? Deci acum ori intru la Verdi și intrăm toți la duel. Nu pot să la așa orice. Ceva. Da. Deja făceam calcule. Deci totul era posibil. În momentul ăsta, absolut totul era posibil. Hai, stați așa. De la finale din mâncare. Așa stați. Ne jucăm pe ultima farfurie. Nu o să mă bucur niciodată mai mult să văd un galben acolo. Începe distracția la noi, oricum începuse zâmbetul pentru că ne liniștisem. Hai mă să vină o verde acum, mă, să le bânecăm corabile puțin, să mergem cu toții la bătălie, știi? Atât de strâns. Hai ultima la noi. Nu cred că am așteptat în viața mea mai mult o farfurie decât acum. Mai da, ne lăsăm chiar așa. Hai mă, o farfurie tot trebuie să fie. Una singură. Totuși cred că o să vină galbenul. Ăsta mustăcea din ce în ce mai mult. Zic, băi, dacă îl văd cu fața aia, că se uită la mine și zâmbește iară și mustăcește și se bucură, îl văd cum se bucură și tot se uită la mine să vadă cum reacționez. Eu eram negru, nu nebunesc. Pe cine așteptă la Beri? Eu zic că pe Richard, tu zici că pe Alex. Chef Alex. Dacă e a noastră, dacă e a noastră, eu revalsă. Dacă nu e a noastră, mor. Doamne, să fie egal. Nebunesc. Îmi explodează pur și simplu inima. Cap. Nu mai pot. Mă, ne-a ținut 5 la 1, banda. Vă dați seama, 5 la 1? Dacă mai faci din banda, nu mai vrea. 5. Hai. Mamă, nu vreau să... Hai, că e plăcut. Hai. Era artistic. Mamă, ce emoții. Doamne, ferește. Doamne, vreau roz. Hai, mă, să vin o dată, măcar să scăpăm de grijă. Exact, dă-i drumul, ce-o fi, o fi, dă-i acolo să fii. Roz. Băi, mă explodează inima. Roz. Mă explodează inima. Da, mă! Haide. Nu cred. Deci nu cred. Mă, si de bandă și... N-am crezut. Cum se poate așa ceva? Ori pierdeam... Ori, egalitate pentru mine tot aia. E nebunie totală. Toată lumea dezamăgită, toată lumea obosită, nimeni nu mai avea chef de nimic. Păi toți la duel, voi cu dar câte trei bine, oameni și noi toți. Dar nu-i bine nici asta, sunt întreagă pană și trimit toți bucătarii pleacă la duel. Primim o farfurie, nu mă bucur, sunt
resemnat, am fost de la început. Bine că am luat o farfurie așa pentru, nu știu, să zic, moral. E un rușinos. Cu aia una a lor ne-au zăpăcit, ne-au distrus. Mă duce cu gândul, da, bă, i-a plăcut unuia, ok, n-a fost pe gustul celorlalți. Au fost mai bune ale colegilor. Farfuria verde a fost singura care nu m-a atras deloc, chiar am avut o respingere vizuală, nu exclus așa ceva. Totuși am gustat puțin, dar nu. Desertul mi-a plăcut foarte mult, dar atât. Mi-a fost greu să aleg ce e mai important, aspectul sau gustul. Am fost tentată să aleg aspectul, am ales gustul până la urmă. Votul meu final merge către farfuria roz. Cred că pentru mine primează gustul. Votul final merge către farfuria roz. Sincer, în farfuria galbenă mi-a plăcut tot. Mi-a plăcut și somonul și orezul. La final, când a trebuit să aleg și să echilibrez notele între cele două feluri, am ales farfuria galbenă. Asta pentru că și atât la desert cât și la main course a funcționat pentru mine. N-a câștigat nimeni. Și acum ce se întâmplă? Duel. Intrăm la duel toți. Toți trei? Toți da. Doi. De la noi jumate, de la ei jumate. Păi de la verzi nu mai intru. Ba da, verzi toți. Acum depinde cum îmi joacă șeful pe asta, dacă trimite aia bun sau aia mai slab. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!